Vedem că s-au făcut niște calcule la nivel de locuitori de București, deși cifra este mult mai mare a locuitorilor. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Este posibil să se închidă anumite restaurante, eventual pe sectoare? Cred că este o decizie rezonabilă să iei în considerare numărul real de locuitori în municipiul București. Și în mod evident nu avem de a face cu 1,8 milioane. Deci este normal să se ia în considerare o cifră reală și să se ia această decizie în momentul în care va fi cazul. Adică atunci când se vor depăși cei 1,5% când raportat la numărul real de locuitori. Ce ar însemna pentru dumneavoastră și pentru industria Horeca să se închidă acum restaurantele? Am văzut că sunt zone din țară în care se întâmplă asta. La Hunedoara, în 12 localități, s-au închis deja barurile și restaurantele. În mod evident, este o perioadă foarte dificilă, iar pentru acei operatori care vor fi nevoiți să închidă din nou, sunt într-o dificultate majoră, pentru că nu mai pot rezista și este posibil ca acești operatori să nu reziste și să trebuiască să închidă porțile. Însă discutăm astăzi de măsuri punctuale în anumite orașe și zone. Noi insistăm și am cerut primului ministru să ia în considerare chiar și în municipiul București, sectoarele, nu municipiul București, în întregul lui. Ați discutat despre închiderea restaurantelor? Pentru moment nu se pune problema închiderii la nivel național a acestei industrii, lucru pe care l-a menționat premierul mai devreme, și se pune problema la nivel teritorial, pe unitățile teritoriale administrative la nivel mic. Pe București s-a discutat și există o propunere, inclusiv a merge mai departe la nivel de sector, deci nu la nivel de București-Ilfov. Pentru că președintele Horeca, v-aș întreba, au venit acele granturi pentru IMM-uri, pentru restaurante? Ele au venit la pe hârtie, din punct de vedere real urmează să vină, este momentul în care se semnează acordul de colaborare dintre Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Economiei. Cât de importante sunt aceste fonduri pentru întreprinderile? Ele sunt foarte importante, sunt granturi care se adresează întreprinderilor mici și mijlocii și în mod limitat pentru întreprinderile care sunt afiliate, deci între întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile mari, dar evident că există bani care vin de la Uniunea Europeană pentru în ajutorul operatorilor din această industrie. Cunoașteți cazuri de restaurante care s-ar putea închide dacă acești bani nu ajung mai repede? Există cazuri de restaurante care s-au închis și vor mai exista restaurante care se vor mai închide. Astăzi estimăm că mai bine de 30% din industrie nu mai poate să mai redeschidă datorită lipsei fluxurilor financiare. Vorbim totuși despre 400.000 de angajați, spuneați în domeniul Horeca. În care este atmosfera la ei? Se tem că ce-ar putea pierde locurile de muncă definitiv? Deja nu mai vorbim de 400.000 de angajați, aproximativ 70.000 deja au fost disponibilizați și s-au orientat spre alte sectoare de activitate, însă în continuare industria ospitalității este un angajator important și este în rândul lor, tensiunea este foarte mare, veniturile lor sunt foarte mici, iar acest ajutor promis de mai bine de 2 luni și vorbim aici de acest miliard de euro care a fost destinat industriilor afectate, acestor sectoare afectate, inclusiv industria de restaurante și hotel, nu au venit încă datorită unor elemente birocratice. Și astăzi i-am solicitat din nou premierului să se implice personal în rezolvarea acestei situații și sperăm ca până săptămâna viitoare să avem acest program operațional. Sunt momentan angajați care vor să plece din industrie? În mod evident, având în vedere reducerea cifrei de afaceri la sub jumătate și veniturile angajaților sunt profund afectate. Însă angajații din Horeca au o rezistență deosebită și pot să traverseze această perioadă dacă este o perioadă limitată și dacă aceste ajutoare în final vor veni din partea Guvernului României. Cum se reprezintă Horeca în București față de celelalte orașe? Bucureștiul, după cum știți, reprezintă aproximativ 40% din total economie. Deci dacă discutăm, în schimb, în ceea ce privește restaurantele, la nivel național avem de a face și vorbesc aici de cifre de dinainte de pandemie, 45.000 de unități, din care aproximativ 12.000 de unități sunt în București. Dumneavoastră, cum vedeți această evaluare a guvernului, potrivit căreia nunțile și botezurile ar fi
principala cauză pentru creșterea numărului de cazuri din ultima perioadă? Daniel. Evident că există un raport oferit premierului de către Ministerul Sănătății, prin care în ultima perioadă, datorită înmulțirii numărului de petreceri, nu botezuri sau alte evenimente, s-a ajuns la o escaladare a numărului de infecții. Considerăm că aceste petreceri pot avea loc, dar cu respectarea strictă a protocolelor sanitare și un exemplu în acest sens sunt restaurantele, care odată cu redeschiderea lor la data de 1 septembrie, după două săptămâni, practic nu s-a constatat nicio creștere a numărului de infecții. Lucru care a fost menționat și restaurantele astăzi, practic, nu mai sunt văzute ca un propagator de COVID, ci pur și simplu ca un element normal. Mulțumim. Și, scuze, o clarificare. Acea a spus că a fost o discuție dacă se ia o măsură să nu se ia pe tot Bucureștiul, ci pe sectoare. Discuția ce, în ce sens a fost? Că iau un calcul această variantă sau dacă vor lua vreodată să o facă pe sectoare? Deci există o solicitare din partea noastră ca în situația în care la nivel local se decide după ce se depășește numărul de 1,5 la 1,5 număr de infecții la 1000 de locuitori, ca decizia să nu se ia pe întreg teritoriul București, ci pe sectoare. Aceasta este o propunere pe care am făcut-o. În același timp, am lansat către domnul prim-ministru două tipuri de propuneri. Prima propunere este de facilități fiscale sau ajutor pentru această industrie grav afectată chiar în momentul în care funcționează cu restricții, pe de-o parte, iar în localitățile în care au fost închise de la funcționare, practic să existe un alt tip de suport și mai consistent pentru operatorii din această industrie și pentru angajați. Ce sector din capitală e cel mai expus închiderii? Unde s-ar putea închide primul? Din păcate nu avem cifre în acest sens, este prea în detaliu pentru moment. Ce tip de afaceri din domeniul Horeca au fost cele mai afectate? Aveți o analiză în acest sens? Cel mai afectat evident că este sectorul balneo și barurile și cluburile, care ele practic nici nu pot funcționa astăzi. Dar și afacerile legate de evenimente. Deci exact. Toți cei care organizau evenimente, și mă refer aici nu neapărat la evenimentele culturale, ci pur și simplu evenimentele de familie, foarte dragi românilor, nunți, botezuri, cumetrii, toți acești operatori care făceau exclusiv acest domeniu de activitate sunt cei mai impactați.